ei pentru a participa la prima conferință de presă de după alegeri. Cu scuzele de rigoare, această conferință de presă trebuia să aibă loc ieri, dar din motive obiective nu am putut-o organiza. Va fi o scurtă conferință de presă, câteva elemente ce țin de, să spunem, latura administrativă și câteva aspecte legate sau în legătură cu elementul politic. În domeniul administrativ, aș aduce în discuții semnarea contractului privind proiectarea. Știți dumneavoastră că avem un contract cu iluminatul public, fonduri europene. Semnarea contractului finanțare a avut loc în 21.10.2019, iar pe 24.07.2020 am semnat contractul privind proiectarea. Este vorba de înlocuirea a 1.261 de stâlpi, lungimea rețelei 25 de km, din care 3 km extindere. Bineînțeles că se vor înlocui și becurile cu LED pentru a micșora, să spunem, poluarea. Au fost tot felul de informații aruncate în spațiul public în legătură cu lucrările pe care le desfășurăm actualmente în oraș. Îi asigur pe bârlădeni că vom continua lucrările, să nu creadă zvonurile lansate de contracandidați, au fost zvonuri electorale. Acolo unde avem lucrări începute, vom continua și mă refer în primul rând la lucrările pe care le avem sub contract cu Via Cons, strada Cerbului, Aurel Vlaicu, Ștefan Neagoi, Opanez, Griviței, dar și lucrările pe care le avem cu societatea noastră Raizer. Am anunțat și în timpul campaniei electorale și am adus în discuție acel proiect mult așteptat, apă și canal la Bârlad. Am avut pe 24 septembrie, ultima zi de depunere a ofertelor, la ora 15 fără 10 sau fără 9 minute, s-a depus o ofertă din partea unui contractant de la Bacău. Am înțeles că este societatea care desfășoară lucrări în prezent și la Negrești. Toți cetățenii din municipiul Bârlad care timp de 3 ani de zile, 4 ani de zile au venit la primărie și au solicitat, au cerut rețea de apă, rețea de canalizare, acolo unde noi nu am executat pe bugetul local, îi asigur că vor beneficia într-un timp foarte scurt de aceste servicii. Sperăm să fie un constructor serios, pentru că este o lucrare importantă și de o valoare foarte mare și să dea Dumnezeu să o ducem la bun sfârșit. Mai fac o dată precizarea că nu primăria Bârlad este aplicantul, ceea ce am spus vreme de câțiva ani, aplicantul este Aquavas Vaslui, în subordinea Consiliului Județean Vaslui. În consecință, nu retractăm nimic ce am spus despre acest proiect, responsabilitatea a fost și este a Consiliului Județean în persoana domnului Buzatu, care ani de zile ne-a lăsat fără apă și canal în unele zone ale Bârladului. Mai avem la nivel de municipiu o problemă, la fel de importantă, este adevărat, sunt mai puțini cetățeni, dar avem totuși anumite zone, anumite străzi sau fundături unde nu avem gaz metan. Am semnat și acest contract, este în valoare de aproximativ 600.000 sau 6 miliarde de lei. Cota noastră sau partea noastră a și fost plătită, așteptăm plata de la cei de la gaz ca să putem începe lucrările pe acest sector, să spunem. În consecință, sau pe la contrariu mai bine zis, cei care nu au gaz în Bârlad vor avea. Nu mai așteptăm că toți a vehiculat că vor fi fonduri europene, fonduri guvernamentale pe anumite proiecte de gaz. Noi suntem cu un pas înainte. Am avut documentele încheiate, depuse, am asigurat finanțarea. Așteptăm să începem lucrările. La șoseaua de centură, un subiect foarte discutat în campanie, aduceți aminte și dumneavoastră contracandidații, spuneam că doar e pentru imagine că am adus mașini și utilaje doar în prima zi și că nu vom lucra
la acest obiectiv important. Se lucrează și chiar se lucrează intens. Aș face câteva precizări. S-a finalizat decopertarea a solului vegetal până la Simila. Acum se fac stabilizări la sol prin foraje de adâncime și se pregătesc pentru forajele de la pilonii de la poduri sau viaducte. Sunt în prezent 4 șantiere, 25 de utilaje și camioane. E posibil ca în această dimineață, să spunem, pentru câteva ore să nu se lucreze sau nu s-a lucrat pentru că s-a plouat așa noapte, dar se lucrează, suntem în grafic, e asigur pe Bălădeni că mă voi implica atât cât permite legea în realizarea acestui obiectiv. Începând cu 2020, spun eu că vom intra într-o altă etapă, iar Bălădenii trebuie să se aștepte de la primărie, să spunem, la un serviciu calitativ, atât sub aspectul relației sau relațiilor cu publicul, cât și în ceea ce privește munca noastră efectivă în oraș. Vom realiza și câteva schimbări la primărie, vom realiza acel birou unic, pentru că s-a dovedit a fi o piedică în ceea ce privește relațiile noastre cu publicul. Această metodă sau această practică de a merge omul la fiecare birou din primărie. Biroul unic va fi organizat la intrare în primărie și toate serviciile care au contact cu cetățenii vor desemna un om acolo în biroul unic. Va fi altceva. Sperăm să găsim înțelegere la partenerii noștri de dialog și să înfăptuim această reformă și în domeniul administrativ, dar și în ceea ce privește, să spunem, munca în oraș. Acum am să spun câteva cuvinte în plan politic. În primul rând, competitorilor mei. Le urez sănătate, le urez succes, atât în plan politic pentru cei care se vor implica, să spunem, în politică și în administrația locală, pentru ceilalți, eu știu, în viața personală, profesională, s-a încheiat etapa, eu știu, afirmațiilor care țin de campanie electorală, dar e firesc să le urez ceva celor cu care te-ai luptat în campanie. Am aici, să spunem, situația alegerilor, chiar dacă nu este, să spunem, la virgulă, dar lucrurile sunt, spun eu, sigure. Noi liberali am obținut 9 consilieri, Partidul Social Democrat 6, USR plus 3, ALDE 2 și avem un independent și de această dată în Consiliul Local. Datoria mea ca primar este să discut cu toți actorii politici, pentru că nu avem majoritate și ca să putem mișca lucrurile la Bârlad, îți trebuie totuși o majoritate. Dumneavoastră știți, avem, conform codului civil, o majoritate simplă de 11 consilieri, iar atunci când e vorba de patrimoniu, îți trebuie 2-3, adică 14 consilieri. Vom discuta cu toți cei care au reprezentanți în Consiliul Local, iar intenția mea este de a lucra cu oraș și nu a plăti polițe politice. Pentru liberali, eu spun că este un rezultat bun, era loc de mai bine, m-aș fi bucurat să fi avut o majoritate simplă, dar lucrurile stau așa cum le-am prezentat, respectăm voința bârlădenilor și voi fi un primar al tuturor bârlădenilor, nu voi lucra cu patima așa cum nu am lucrat nici în mandatul 2016-2020.
N-aș trece acum la numărul de voturi. Din câte am înțeles eu, la Bârlad avem cel mai frumos scor pe județ. Am câștigat la primar, am câștigat și la președinția Consiliului Județean și la Consiliul Județean. Este un lucru îmbucurător și pentru acest lucru le mulțumesc în primul rând bârlădenilor pentru încrederea acordată. Le mulțumesc colegilor din primărie, așa cum am spus, nu aș realiza nimic de unul singur. Bârlădenii trebuie să știe că în spatele unui primar, pe lângă elementul, să spunem, politic administrativ, reprezentanții din Consiliul Local, stă un colectiv de oameni care lucrează în aparatul propriu al primarului. Ceea ce s-a realizat în Bârlad s-a realizat și cu munca acestor oameni, și de aceea le mulțumesc încă o dată. Pentru că imaginea primarului, până la urmă, se trage sau se extrage și din munca celor care activează în cadrul primăriei. Le mulțumesc pentru sprijin și pentru încredere. Nu aș trece de la acest capitol fără să mulțumesc staffului de campanie, mulțumesc directorului, celui care a coordonat această campanie și trebuie să o spunem că a făcut-o profesionist. Și transmit așa un semnal către partenerii noștri din această luptă că nu am avut niciun om, niciun element din afara orașului. Cei care au lucrat în stafful nostru sunt oameni de aici, din Bârlad, sunt oameni care s-au alăturat nouă, care au crezut în șansa noastră, în destinul nostru. Le mulțumesc încă o dată bârlădenilor că au înțeles că drumul început în 2016 este drumul cel bun și că noi trebuie să implementăm proiectele pe care le-am semnat, unde avem finanțări asigurate și că trebuie să ducem la bun sfârșit proiectele pe care deja le-am înaintat către Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Aș face o precizare. Am ajuns și eu la o maturitate în politică. Am înțeles ceva. Le spun competitorilor mei că eu nu am făcut nicio plângere penală. M-a surprins atitudinea unor colegi care au încercat în campanie să facă tot felul de plângeri în stânga, în dreapta. Eu nu am făcut până acum nicio plângere penală. Nu se câștigă votul de la cetățean sau de la cetățeni vânturând o plângere penală împotriva, eu știu, contracandidatului. Voturile se câștigă prin muncă, prin ceea ce reprezinți tu ca om și ce ai făcut până la data respectivă și în plan profesional, dar și în plan civic. Le mulțumesc bârlădenilor și asigur că voi lucra în interesul tuturor. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, acum putem vorbi deschis. Pentru că PNL are numai 9 consilieri și trebuie măcar majoritatea simplu, 11 sau majoritatea două treimi, cu cine veți face alianță? Eu am spus, este în sarcina mea să spun așa, că voi avea discuții cu toți cei care au reprezentanți în Consiliul Local. Trebuie să o spun deschis, cu anumită rezervă față de cei de la PSD, pentru că s-a dovedit pe parcursul celor 3 ani că nu și-au respectat niciodată o înțelegere. Discutam înainte de o ședință într-un fel, în sală veneau și votau altfel, după semn probabil. Dar nu exclud o discuție și cu cei de la PSD. Cum vă explicați faptul că în 2016, la primul mandat, ați reușit că până la anul ați deschis lista de consilieri și ați fost locomotivă electorală să aveți 10 consilieri, iar după 4 ani, în condițiile în care bârlădenii v-au votat, n-au susținut lista Consiliului Local propusă de PNL și a fost doar 9. Da, aș putea da o explicație. Pot fi și alte explicații. Dacă ne luăm după procent, noi avem un procent mai bun. Au participat mai mulți cetățeni, mai puțini cetățeni la vot în această campanie electorală, atunci au participat mai mulți. Procentul este mai bun astăzi când vorbim.
nu au venit la vot. E o chestiune care o întâlnim în tot județul Vaslui. Dacă ați observat, la Vaslui procentul este mai mic ca la Bârlad. Ar fi o explicație. Ar fi și o altă explicație. A apărut, de exemplu, USR, care a câștigat 3 consilieri. Poate un segment de populație din Bârlad s-a îndreptat către USR. Au crezut sau cred în programul lor, în gândirea lor. Păi trebuie să respectăm votul bârlădenilor. De aceea spun că eu trebuie să discut cu toți cei care au ajuns în Consiliul Local. Două explicații, posibil să fie și alte explicații. Și cum comentați rezultatul pe care l-a scos candidatul Partidului Național Liberal la CJ, domnul Marisa? Eu spun că este un rezultat bun. Cu un pic de concentrare pe anumite segmente sau anumite zone, am fi putut câștiga. Dacă ceea ce s-a întâmplat la Bârlad s-ar fi repetat, să spunem, sau s-ar fi întâmplat la Huș, la, nu știu, la Vaslui, la CJ, astăzi și în comunele din județ, astăzi aveam alt președinte la Vaslui. Este cert că PSD-ul nu mai reprezintă ce a reprezentat și pot spune cu o certitudine de 90% că în următorii 4 ani sfera de influență a PSD-ului la Bârlad va fi din ce în ce mai mică. Pentru că voturile vin și din rezultatele din administrarea orașului. Iar noi ne-am dovedit a fi o echipă harnică la primărie. Proiectele pe care le-am semnat le vom implementa, vom aduce alți bani europeni, dar nu așa cum spuneau unii cu sutele de milioane. Estimăm noi, eu știu, peste 50 de milioane de euro. Ați spus că să negociați cu toți competitorii care au intrat în Consiliul Local. Da, pentru că poți să asiguri o majoritate simplă cu un competitor și la anumite proiecte ai nevoie de 2/3 și atunci trebuie să ai votul și din partea de celor... Chiar și cu Daniel Drăgan și Conel Oblet. Daniel Oblet cu Conel Oblet. În politică trebuie să faci lucruri pe care, să spunem, ceva în interiorul tău îți spune să nu le faci. Pentru că nu ai ajuns la primărie să spui în practică anumite gânduri personale. Ca politician trebuie să discuți chiar cu cel care te-a rănit, eu știu, într-o anumită perioadă a vieții. Este politica. După reaclare de toate, va suna vreunul dintre ceilalți nouă competitori? Unul singur. Unul singur. Domnul Tibi Nechita. A, da, și de la USR, de la USR, mă scuzați, astăzi, de la USR. Ce nici nu e? Nu, domnul doctor, de la Săptămână. Ce-am printre candidații la primărie, doamna Vintilu? Poate nu are telefonul meu, n-a vorbit niciodată la telefon cu doamna. Care va fi strategia autorităților care, având în vedere că, metaforic vorbind, nu v-au ieșit cărțile la Consiliul Județean și avem două probleme pe care le-ați enunțat în cadrul tuturor conferințelor de presă. E vorba de gunoi, problema gunoiului și apa. Și apa. Eu, la un moment dat în campanie, am vrut să fac o mișcare, dar și fost interpretat ca ar fi o chestiune electorală. Dacă lucrurile nu se schimbă, vom lucra în parteneriat, în înțelegere cu bârlădenii, vom trimite un chestionar la bârlădenii acasă și vom întreba despre părerea lor, punctul lor de vedere în legătură cu Aquavas. Și punctul lor de vedere în legătură cu desprinderea din această structură. Iar dacă rezultatul va fi pozitiv, vom lua în calcul o discuție în cadrul ADIV-ului. Și am așa o fler că nu vom avea un susținere la vot, iar dacă nu vom lua în discuție părăsirea printr-o acțiune în instanță. Deja am atamat discuții cu cei de la APA Vital Iași. Pentru că nu știu dacă s-a spus pe aceeași procedură. Nu știu dacă s-a spus, dar bălădenii trebuie să știe un lucru. Că noi îi ducem în spate și pe cei de la Murgeni. Deci filiala de la Bârlad duce în spate Murgeni. Da, da.
Noi suntem prinși cu Murgeniu, știți dumneavoastră situația economico-financiară acestui oraș sau comun declarat oraș, iar Bârladu duce greul în zona de sud pe Acoapas. Trebuie să avem curaj, trebuie să ne spunem punctul de vedere. Eu am tot ascultat de la domnul Buzatu tot felul de afirmații, da, da, se va rezolva, da, da, luăm în calcul, nu s-a produs nimic. Este omul care nu te refuză în față, dar nu face nimic. Și nu a schițat niciun gest pentru Bârlad. Mă bucur că bârlădenii au înțeles mesajul nostru care a fost ferm în ceea ce îl privește pe domnul Buzatu. Știți că s-a făcut de la centru, de la PNL-ul central, cereri pentru renumărarea voturilor la Consiliul Județean Măscui. Am auzit, asta este o procedură pe care o pun în practică cei care gestionează acest lucru și mai vreau să mai spun un lucru, am tot gândit să-l spun, să ne-l spun. Ieri chiar am vorbit cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, ne-a felicitat pe noi bârlădenii și ne-a asigurat de tot sprijinul pentru varianta de ocolire, pentru problemele din domeniul sănătății. Suntem acolo unde trebuie să fim. Da, mulțumesc. Suntem acolo unde... Cineva ar fi spus că Bârladu este abandonat și că este undeva într-un plan secund, că pe cei de la Bârladu nu ia nimeni în calcul. De la PSD. Vedeți? Numai la Bârladu nu-i băgat, nu-i luat, nu-i... Asta. Da. Mulțumesc.